La pavilionul multifuncțional al Muzeului Regiunii Porților de Fier a fost vernisată astăzi o expoziție care prezintă toate schimbările intervenite în navigația pe Dunăre în perioada interbelică. Expoziția este structurată pe teme și criterii cronologice și își propune să ofere o imagine generală asupra acestor schimbări prin intermediul unor imagini de arhivă și a 4 modele de nave puse la dispoziție de către Muzeul Tehnic și al Transporturilor din Ungaria. Muzeul Regiunii Porților de Fier a găzduit vernisajul unei expoziții inedite privind navigația pe Dunăre. Se intitulează Provocări și răspunsuri pe Dunăre, Ungaria și navigația pe Dunăre în perioada interbelică și prezintă schimbările semnificative intervenite în navigația pe fluviu în această perioadă, atunci când, în urma dezvoltării motorizării și a transporturilor de petrol, această perioadă a adus în rândul guvernelor și investitorilor de pe malurile Dunării provocări tehnice semnificative. Această expoziție ne aduce în situația să ne proiectăm în timp, în perioada interbelică, și să vedem cât de prosperă a fost acea perioadă pentru dezvoltarea transportului fluvial și maritim, și nu numai. A fost o perioadă de prosperitate economică. Noi putem să înțelegem mai bine conceptul expozițional și mesajul expoziției numai după ce creatorul expoziției ne va explica de unde au pornit și finalitatea pe care o avem în fața ochilor. Expoziția este realizată de Muzeul Tehnic și al Transporturilor din Ungaria și este prezentată în România de Institutul LITZ, Centrul Cultural Maghiar, București. O să vedeți câteva tablouri chiar despre transportul, sau începuturile transportului de petrol de pe Dunăre, care iată că este chiar actual, cum a zis și doamna directoră. De asta n-aș vrea să vă spun mai mult. O să-l rog pe domnul Zsigmond Gábor să ne povestească despre expoziție. It is a really great honor to be... Este o mare onoare să mă aflu aici la acest vernisaj despre istoria fluviului Dunărea. Această regiune, cu Turnul Severin, Orșova, Adacale și Porțile de Fier, este una din cele mai importante părți ale Dunării. Fluviul are mai mult de 2800 de kilometri lungime și unește multe țări, regiuni, orașe, sate, porturi, mărfuri și oameni. Cei care vizitează muzeul pot admira expoziția expusă la parterul pavilionului multifuncțional al instituției până pe 7 decembrie.